Lucrăm intensiv pe moment cu consultanții de la compania Sivoreca, care au fost selectați de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. În principiu, această fază a 2 presupune atât modernizarea utilajului de produse din cadrul întreprinderii, cât și extinderea rețelelor din interiorul blocului, care, într-un final, ar permite ca să care permite să reabilităm serviciul de furnizare a apei calde în interiorul blocului, astfel consumatorii vor beneficia de apă caldă și respectiv de servicii mai calitative, mai fiabile și mai ieftine.